Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Mihai Maga și vă prezint buletinul știrilor de la Făgăraș. Apele Oltului au scos la suprafață cadavrul bărbatului înnecat în urmă cu 4 zile. În această dimineață, un trecător a văzut trupul neînsuflețit și a alertat echipele de intervenție. Familia a mers pe mal să-l identifice pe bărbat. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Cadavrul pescarului înnecat în râul Olt a fost descoperit azi dimineață plutind pe apă. Un bărbat a dat alarma după ce a văzut trupul neînsuflețit la suprafață în zona barajului de la Dridif. Pompierii au adus trupul bărbatului la mal. Atunci au dat seama că este vorba despre pescarul care s-a înnecat acum 4 zile. A încercat să pescuiască împreună cu un amic, dar barca a luat apă, iar el a dispărut în adâncuri. Celălalt pescar a văzut cum este luat de curenți, dar nu a reușit să-l salveze. A notat până la mal și a sunat la 112. În dimineața zilei de astăzi am fost solicitați prin apelul 112 că cadavrul care l-am căutat 2 zile și la suprafață sub barajul de la Voila. Am intervenit cu o barcă, am legat cadavrul și l-am scos la mal. Este deja intrat în putrefacție. Bărbatul avea 35 de ani și era din Cinșor. A murit în timp ce încerca să facă rost de bani ca să-și întrețină cei 4 copii. Familia a mers pe mal să-și recunoască tatăl. Pompierii l-au căutat pe bărbat încă de joia trecută. Polițiștii au deschis încă de atunci un dosar penal. Nimeni nu-și explică cum de s-a aventurat pescarul în Olt, mai ales că știa că apa este foarte adâncă, iar curenții extrem de periculoși. Amicul cu care a plecat la pescuit spune că nu s-a gândit însă nicio clipă că barca pneumatică va ceda. A căzut în gol 25 de metri și s-a accidentat grav în Munții Făgărașului, în zona Șaua Podragului. Aflat în drumeție, o turistă a alunecat pe o suprafață cu zăpadă, s-a dezechilibrat și în cădere s-a lovit de stânci. La locul accidentului a venit un elicopter smurt și victima a fost transportată la un spital din București. Starea tinerei este gravă, ea este inconștientă și intubată, iar medicii luptă să o salveze. O turistă s-a accidentat grav în Munții Făgăraș. Femeia a alunecat pe o porțiune cu zăpadă în zona Șaua Podragului, la o altitudine de peste 2300 de metri. Pentru salvarea ei a fost nevoie de o mare desfășurare de forțe. O echipă mixtă formată din membri ai Salvamont, Sibiu și Argeș, dar și un elicopter smurt din București. Tânăra plecase în drumeție cu încă 3 prieteni și erau pe creastă. Pe o suprafață de zăpadă, ea s-a dezechilibrat și a căzut în gol 25 de metri. S-a rănit grav după ce s-a lovit de stânci. Cei din grup au sunat la 112. Un grup de turiști a parcurs o porțiune de creastă dinspre Bâlea spre vârful Moldoveanu și la ora actuală sunt foarte multe limbi periculoase de zăpadă, deci unde este și panta foarte înclinată, au rămas și multă zăpadă. Zăpada este, depinde de ora, la cât se deplasează prin zonă, va prea moale, va prea tare, prea înghețată și pericol de avalanșă nu mai este, dar este pericol de alunecare. Și ceea ce s-a și întâmplat la una din persoanele din grup, a alunecat și și-a provocat o fractură de gambă undeva în zona vârfului Mircea, podul Giurgiului, zicem noi. Au acționat băieții din zona respectivă, Argeș și Sibiu, și au rezolvat cu ajutorul unui elicopter, au reușit să ducă accidentatul la baza masivului. Drumețiile la munte în această perioadă pot fi periculoase dacă nu se respectă traseul și mai ales dacă echipamentul nu este corespunzător, spun salvamontiștii. Cele puțin recomandă să fie echipați ca lumea, mai ales cu canci foarte buni, cu talpă bună, să aibă un piolet sau pețe de schi și la traversarea peste aceste limbi de zăpadă să fie foarte atenți și la trecere, înainte de trecere, să-și sape sau să-și bată niște urme ca cei care vin în urmă să poată să le folosească, să nu există pericolul ăsta de alunecare. Și de obicei limbile astea sunt plină ori în zona unei prăpăsti, ori într-o zonă foarte accidentată cu bolovane ascuțiți, cu au multe cazuri de accidente la bază la asemenea limbi de zăpadă. În masivul Făgăraș este încă zăpadă din belșug.
De aceea, traseele trebuie alese cu grijă, iar turiștii neexperimentați ar fi bine să le evite. E încă foarte, foarte multă zăpadă pentru această perioadă și turiștilor. Am văzut că au început să miște deja în zona alpină, facture mai scurte, mai lungi, dar deja sunt turiști care parcurg creasta, să zic așa, cu zona alpină. Chiar în toate este zăpadă, fereastra mare, fereastra mică, până acolo Bălășescu, în zona lui Moldoveanu, în topul Ursului, în Viștea Mare, iară multă, că apoi iară circulă lumea pe Valea Este, toată fața abruptul ăla e plin cu zăpadă. Tânăra care a căzut ieri în Gol a fost preluată de la locul accidentului de elicopterul SMURD și transportată la un spital din București. Starea ei este gravă, aceasta fiind inconștientă și intubată. Un tânăr din Mândra riscă închisoarea. El a accidentat petrecerea de pieton din localitate, o persoană după care a dat bir cu fugiții. Nu a fost depistat pe loc, însă nu a durat mult până la identificarea și prinderea lui. Tânărul răspunde acum în fața legii. A lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Este fapta comisă de un tânăr care fura de viteza de pe mopedul pe care îl conducea, nu a zărit-o pe consăteana sa care trecea strada regulamentar. Totul s-a petrecut în urmă cu mai bine de o săptămână și atunci oamenii legii au întocmit tânărului dosar penal pentru fapta comisă. El are 23 de ani și este din satul Mândra. Persoana în cauză este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvițarea organelor de poliție. Legea este dură pentru cei care comit astfel de fapte. De la 2 la 7 ani de închisoare primește șoferul care alege să fugă de la locul producerii accidentului pe care l-a comis, în cazul în care acesta este soldat cu decesul sau rănirea unor persoane. De asemenea, mai este pedepsită și fapta persoanei care modifică starea locului sau șterge urmele accidentului de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fața locului. Și asta tot cu închisoare de la 2 la 7 ani. Pot părăsi locul accidentului fără încuvințare doar conducătorii vehiculelor aparținând mașinilor, ambulanței, pompierilor, organelor operative ale poliției sau serviciilor speciale, când se află în misiune pentru o intervenție care nu suferă amânare, precum și conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, transportă ei înșiși persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsura a acorda asistență medicală necesară. Aceștia sunt însă obligați să se înapoieze imediat la locul accidentului. Atenționările vin de la polițiștii rutieri. Veselie mare și bună dispoziție la Festivalul Narciselor de la Vad. Dumbrava a înflorit mai frumos ca anii trecuți, iar vizitatorii s-au bucurat de covorul de narcise. Se pare că eforturile de a proteja aria încep să se vadă. În plus și turiștii au mai învățat regula și nu mai rup necontrolat narcisele. Cei care au venit în Poiană s-au bucurat de vremea frumoasă și au petrecut alături de soliștii și ansamblurile folclorice venite la festival. Distracție și voie bună la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Narciselor, manifestare organizată ieri de Primăria Șercaia în Poiana de la Vad. Cu mic cu mare, turiștii s-au bucurat de o zi însorită pe care au petrecut-o la iarbă verde. Bine odată pentru cei care vor să viziteze și bine, așa cum am spus-o și în emisiune, pentru Poiană, în speță, să ne ducem la dimensiunile de le-am avut odată. Avem șanse mari ca la anul să avem curățate 50 de hectare în loc de 7 câte avem anul acesta. Să ne comportăm la fel de frumos, cum văd că să petrec lucrurile astăzi și să sper la mai bine. Am avut foarte, foarte puțin bani, nu mi-am permis să aduc nume extraordinar de mari. Oamenii vin într-adevăr ca să se delecteze, înțelegeți? Și până la urmă vin și după cântăreți. O să regândim totul și la nivel de consiliu local și cu alocarea bugetului, încât chiar să le oferim oamenilor din zonă o după-amiază plăcută. Pe scena amplasată de organizatorii în Poiana a fost mare spectacol. Interpreții de muzică populară din țara Făgărașului și ansamblurile de dansuri populare au încântat publicul cu un program artistic ca la carte. Mie îmi place aproape de pădure, îmi place la iarbă verde și îmi place să ascult muzică populară, deci sunt la mine acasă. Și ce o să le cântați oamenilor astăzi? Învârtite, jiene, niște doine, să-și aduc aminte de când se cosia cu coasa, nu cu cositoarea mecanică, de ale noastre. Ne bucurăm că putem fi prezenți pe scenă, să le cântăm, să îi încântăm, să ne distrăm alături de ei, să luăm o narcisă, să o ducem acasă. Încă n-am intrat prin pădurice să vedem dacă
mai găsim narcise. Ne bucurăm că vremea ține cu noi astăzi și, ce să zic, mulțumim administrației locale și domnului primar pentru invitație. Pădurea seculară cu un imens covor de flori ambiat pe vizitatori în plin sezon. Față de anii trecuți, în această primăvară, abundența florilor i-a încântat pe vizitatori. Oamenii cunosc deja regulile și nu au mai rupt necontrolat narcisele. Deci le-am găsit pe jos. Nu m-am îndurat să rup o floricică. Le-am găsit pe jos. Natură prima dată și pe urmă ne toace la spectacol și la restul. Foarte frumos. Dar păcat că sunt trecute florile. Am venit cam târziu. Nu cercați pe timpuri, era alb tot aici. Acum, mai. Pe anul trecut o lăsa să ia două, trei și după aia au început să le adune tot așa. N-a fost rupte florile și eu mă bucur foarte mult și mai ales că văd peisajul ăsta nemaipomenit. Da. N-am mai venit de mulți ani, sunt din Făgăraș, dar mă bucur. E îngrijită și am văzut și oamenii de ordine care se ocupă și le atrag atenția la cei care încearcă să rupă florile. În Poiană s-au încins petreceri de pomină. Oamenii au luat cu asalt arabele cu mici și bere. Apoi s-au delectat cu un recital care le-a mers la suflet. Pe scenă a concertat celebrul taragotist Dumitru Fărcaș, invitat de onoare la Festivalul Narciselor. Aici se încheie buletinul știrilor cu principalele informații locale de astăzi. Ne găsiți și pe internet, pe pagina de Facebook Impact Făgăraș, dar și la adresa impactfăgăraș.ro. Totodată, pe acest site puteți citi zilnic online cele mai importante știri din țara Făgărașului. Pentru a le accesa, aveți la dispoziție butonul Știri Făgăraș. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă anunț că în continuare urmează emisiunea Media Obiectiv. Rămâneți cu bine!